Salut, sunt Daniel și în acest video vreau să vă arăt un polizor de banc, un polizor cu două pietre abrazive de la Wolfson, cod produs WFS060. Polizorul este acesta pe care îl vedeți aici în prim plan. El este deja pregătit de către mine, bineînțeles, pentru lucru. În pachetul de livrare o să găsiți demontate aceste piese, adică suporții pe care trebuie să-i folosiți pentru a sprijini piesele atunci când aveți nevoie să le prelucrați, să le degroșați, să ascuțiți ceva. Și bineînțeles, aceste două vizoare transparente din plastic care ne protejează, sigur că da, ne protejează ochii de șpanul pe care îl degajă polizorul în momentul în care este pus în funcțiune. Sigur că în pachet găsiți și manualul tehnic al acestui aparat și eu vă invit să aruncați un ochi peste el pentru că înăuntru găsiți foarte multe detalii interesante. În primul rând, informații tehnice despre acest polizor de banc, cum anume se montează accesoriile pe care le veți găsi în pachet în cazul în care poate nu știți sau nu ați mai folosit așa ceva. Bineînțeles, modul corect de utilizare, modul corect de întreținere, în așa fel încât să beneficiați cât mai mult timp de această unealtă și schema explodată, care o să vă arate fiecare piesă ce compune acest polizor de banc în cazul în care aveți nevoie, de exemplu, să comandați o altă piesă pentru a o înlocui. Se cheamă polizor de banc pentru că se poate monta pe un banc de lucru. Avem prevăzute două găuri aici pe care le putem folosi pentru a prinde, pentru a securiza foarte, foarte bine acest polizor de un banc de lucru printr-un șurub, de exemplu, cu piuliță, dar chiar și așa, dacă observați, eu încerc să-l mișc, el stă foarte, foarte bine, are patru piciorușe, patru ventuze din cauciuc care îl fac să stea foarte, foarte bine pe masă atunci când aveți nevoie să-l folosiți, de exemplu, rapid, îl scoateți afară, vreți să-l folosiți foarte repede și nu stați să-l prindeți de nimic. Chiar și așa o să vă ofere, bineînțeles, o stabilitate foarte, foarte bună pe masa pe care îl veți pune. Avem întrerupătorul de acționare care este aici poziționat în partea din față, sigur că da, foarte la îndemână ca să acționăm acest polizor. După cum observați, este un polizor cu dublă piatră în partea stângă, așa cum o să-l priviți voi când îl veți folosi. Avem o piatră de 150 de mm în diametru cu o granulație mai fină, iar în partea dreaptă o piatră, bineînțeles, cu același diametru de 150 de mm, dar cu o granulație mai mare. Sigur că în funcție de necesitatea pe care o veți avea, puteți să folosiți ce piatră aveți nevoie sau puteți să le folosiți pe amândouă odată. De exemplu, poate aveți o piesă care necesită o degroșare rapidă, după care o finisare și atunci sigur că revenim la piatra cu densitate mai mare. Ce mai este de spus în legătură cu acest polizor de banc, are un motor de 250 de W, dezvoltă până la 3000 de rotații pe minut și, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, elementele sunt reglabile, atât acești suporți pe care îi putem regla pur și simplu din aceste șuruburi negre, dar, așa cum o să vedeți și în carte, este recomandabil să nu le apropiem la o distanță foarte mare sau mai mică de 1,6 mm de piatră pentru siguranță, bineînțeles, cât și aceste două protectoare din plastic pentru ochi. Mai multe informații despre acest polizor de banc cu piatră dublă găsiți, bineînțeles, în secțiunea descriere. Eu sunt Daniel, iar până data viitoare vă doresc mult spor la treabă!